Corbinul Hunedoara, revelația actualei ediții a Cupei României, formația care a învins-o în faza sferturilor de finală pe CFR Cluj, va juca în această seară pe teren propriu de la ora 19, în compania celor de la FC Voluntari. Jucătorii formației hunedorene au prins curaj și se gândesc la o participare în finala competiției, în ciuda eșalonului inferior în care se află. La ora aceasta nu știu cum își vor pregăti acest meci, pentru că îi așteaptă, după meciul cu noi, îi așteaptă o deplasare lungă la Iași. Nu știu, vom afla mâine probabil cu ce echipă vom avea în față, dar e clar că e cu totul alt meci, pentru că și Voluntariul este o echipă reactivă, au un sistem bine pus la punct, folosit pe caracteristicile jucătorilor, fac acele tranziții pozitive foarte, foarte bine, încheie acțiunile în 2-3 jucători, foarte periculoși, se demarcă foarte bine, au o calitate bună în pas, băieții au văzut asta la vizionare.